Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face o citire despre vibrația numărului 19 pentru a vedea ce mesaje putem extrage din această zi, cu ce ne poate surprinde sau ce putem face pentru a depăși anumite obstacole. Vă rog să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați voi și ce nu, să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat, pentru că îmi lăsați mesaje. Vă mulțumesc pentru sprijin și suport. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, dacă găsiți aceste mesaje utile și de ajutor în viețile voastre, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a vedea și în viitor alte materiale pe care le voi posta. În altă ordine de idei, voiam să spun ceva pentru cei care citesc pe ecranul telefonului. Traducerea, nu am eu niciun fel de setare pentru a face fontul nici mai mare, nici mai închis la culoare, astfel încât să se vadă bine. Această setare este din telefonul vostru sau mai degrabă dintr-un calculator, dintr-un laptop. Acolo, pe versiunea de desktop a YouTube-ului, veți găsi sub rotiță setările pentru ajustarea fontului, pentru a putea face banda aceea mai neagră, astfel încât să nu fie transparentă. Iar pe telefon, dacă nu folosiți imaginea de landscape, ci o folosiți pe cea verticală, veți vedea că există o bandă neagră pe care puteți citi mai ușor traducerea de la acest clip. Să pornim la treabă. Am mai făcut o citire, o emisiune, cum vreți să-i spuneți, despre conjuncția dintre Jupiter și Uranus la care lucrez, pe care urmează să o postez. Este o perioadă în care resimțim această conjuncție. Este o conjuncție care poate aduce foarte multe beneficii în viețile noastre. Este o energie care practic ne invită pe marea noastră majoritate la o trezire în conștiință, la o aprofundare mai dedicată, să spunem, asupra lucrurilor care în aparență par mici, mărunte, energie care poate veni deodată către noi, mai ales că Mercur este în perioada de retrogradare. Când Mercur este în perioada de retrogradare, este ca și când, cum să spunem popular, ne pierdem mințile. Însă noi avem această capacitate de a ne ordona gândurile de fiecare dată. Plus că astrologic, în literatura de specialitate, se spune că atunci când o planetă retrogradează, practic îți dă oportunitatea să reiei, să reevaluezi niște lucruri care au legătură cu tema din momentul acela. Mercur în berbec înseamnă gândește cu capul tău, se taie conexiunea cu mentalul colectiv, unde poate sunt gânduri, idei care nu ți aparțin, și să vezi tu ce poți face pentru propria ta viață, să nu urmezi un sistem așa de turmă, să îi spunem. Mercur este în conjuncție cu Venus. Venus este o energie benefică pentru noi toți în acest moment. Se regăseau la 17 grade când m-am uitat, iar 17 este arcana steaua. Arcana care ne ajută să ne dezvoltăm, ne arată cumva drumul, ne susține în vindecarea noastră. Vibrația zilei 19 acum, avem soarele în tarot, vibrație generală, putem avea combinația dintre înalta preoteasă și judecata. Normand avem turnul și răscrucea de drumuri, în acest set avem alegerea. Alegeri pe care le avem de făcut. Despre ce poate fi această zi? Voi încerca să fac pentru fiecare zodie în parte, să văd dacă vă ajută mai mult așa și dacă îmi permite timpul, voi continua. Și dacă nu, voi reveni la varianta anterioară. Turnul reprezintă aici, la nivel de sănătate, coloana vertebrală, reprezintă casa a 10-a, unde Saturn este guvernator, deci ceva legat de profesie, de autoritatea din viața noastră, fie că cineva are autoritate în viața noastră sau cine este autoritatea din viața noastră, fie că noi suntem autoritate în viața cuiva. Vorbim despre instituții de stat, despre o clădire oficială și vorbim preponderent despre carieră, dar și despre câștiguri, despre ascensiune, da? Pentru că este o clădire foarte înaltă, despre faptul că poți urca, poți ieși din anumite situații sau te poți urca în vârful turnului pentru a vedea o imagine mai completă în cazul în care îți lipsesc detalii. Iar răscrucea de drumuri vorbește despre faptul că trebuie să alegi, că nu poți avea două lucruri deodată. Uite ce frumoasă este această carte, că ai acum, în acest moment, fie la nivel de carieră o alegere de făcut, fie la nivel personal,
ceva te frământă și trebuie să iei o hotărâre. Și această hotărâre poate avea anumite implicații. Soarele, fiind o energie optimistă și pozitivă, te ajută cumva să iei decizia potrivită pentru tine din acest moment prezent. Aceste două arcane din Lenormand pot dezvălui, pot arăta o separare temporară, adică dacă ai de făcut două lucruri, momentan trebuie să renunți la unul și să îți setezi lista de priorități, dar asta nu înseamnă că ulterior nu poți reveni asupra deciziei, mai ales pentru că avem implicată și judecata cu înalta preoteasă. Poate fi văzut așa ca un mic sacrificiu, ceva trebuie să sacrific, trebuie să las ceva deoparte, chiar dacă poate nu îmi place neapărat să fiu pus în această ipostază, în această postură, dar în esență este spre binele meu sau spre binele tuturor celor implicați. Este nevoie de un pic de timp de respiro aici, înainte de a alege ceva, înainte de a lua o hotărâre pe această vibrație, important este să cugetăm un pic și să analizăm situația cât putem noi de bine, evident. O hotărâre care să ne privească pe noi. Ce îți face ție bine în acest moment, fără a suna egoist. Este vorba doar despre graniță personală și despre ce vrei tu cu sufletul tău în acest moment. Să vedem un mesaj general și apoi trecem la zodii. Să îți respecti corpul fizic. Pot fi aici, uite, niște chestii legate de profesie, unde ești multitasking, faci prea multe deodată și poate în acest moment ar trebui să îți reduci timpul de lucru sau a încerca cumva să mai lași de la tine, să apeși puțin frâna sau să nu accelerezi foarte tare în ceea ce vrei să faci, poate nu astăzi, poate mâine. Să te ocupi de sănătatea ta, după cum spuneam, este vorba despre coloană aici. Poate fi despre coloană, poate fi despre sistemul circulator, să ai ceva provocări cu circulația, mâinile reci. Sunt foarte multe cauze care pot duce la aceste simptome sau la aceste efecte. Mai poate fi vorba aici despre o alegere de construcție de casă, pentru că 22 este un număr care construiește. Poate ai nevoie de niște avize de la autorități, de la o clădire oficială, o instituție oficială pentru diverse avize sau poate tu vrei să construiești o afacere, vrei să faci ceva, ai nevoie de un act oficial și trebuie cumva să te asiguri înainte că ai tot ceea ce trebuie la tine sau să iei o hotărâre. Să pleci la drumul ăsta, să nu pleci la drumul ăsta, pentru că avem acest cuvânt corp, corpul se regăsește sub arhetipul taurului și taurul înseamnă și corp fizic, înseamnă și stimă de sine, dar înseamnă și zonă de confort sau bani, resurse materiale sau materie primă, resurse primare, ce avem noi nevoie să supraviețuim. Vedeți că această conjuncție are loc în taur dintre Uranus și Jupiter și indicii despre ceea ce urmează să se întâmple ca nou ciclu de viață, ca nou program, cum vreți voi să îi spuneți, ne apar încă de pe acum. Vedem așadar pentru toate zodiile cu ce pot avea legătură aceste lucruri astăzi. Voi extrage câteva cărți și voi vedea ce mesaje ies la suprafață. Începem cu berbecul, element de pământ. Este vorba despre o decizie practică. Dacă ai de luat astăzi o hotărâre, trebuie să gândești foarte practic și foarte pragmatic. Îți convine, nu-ți convine, te avantajează, nu te avantajează, dar să gândești foarte realist. Poate, uite, este vorba despre o casă, despre pământuri, despre bani, despre cheltuieli care au legătură cu casa ta. Dacă vorbim despre o relație, relația pare a fi una conservatoare, pare a fi vorba despre chestiuni care te pot apăsa, despre alegeri care te pot apăsa, dar care țin de tradiții, de modalitatea în care vedem noi relațiile, pot fi păreri strict personale. Avem regele de băte, să iau decizii foarte practice și foarte realiste astăzi, să mă gândesc foarte realist. Și avem puterea, am capacitatea să fac ceea ce trebuie. Asta spune energia momentului aici, să fac ceea ce trebuie.
Am de făcut niște lucruri și fac ceea ce trebuie, poate nu neapărat ceea ce vreau sau ceea ce mi-ar plăcea. Am niște lucruri de bifat și trebuie să le duc la bun sfârșit. Dacă vorbim despre carieră și vreți să avansați sau vreți să vă schimbați serviciul, trebuie să gândiți practic înainte, să vă faceți un plan înainte, pentru că energia leului poate fi una juvenilă, copilăroasă, imatură și atunci să nu acționați foarte pripit. Și regina de monede. Regina de monede este o energie foarte stabilă, vorbește despre abundență, dar și despre lucruri materiale. Toată ziua ar trebui privită foarte realist, foarte pragmatic, indiferent de lucrurile cu care voi vă confruntați în acest moment. Dacă vorbim despre relații deja formate, s-ar putea să fie vorba despre o decizie care trebuie luată și aici se apară o mică diferență de opinie între voi și partenerii voștri, dar este vorba despre o alegere. Poate fi vorba despre sănătate, despre a investi timp în sănătate, a aloca astăzi timp pentru sănătatea voastră, pentru sufletul vostru. Trebuie să vă echilibrați viața personală față de cea profesională. Poate fi vorba despre bani, despre frământări, despre alegeri, cum să fac să câștig mai mulți bani sau facturile care cer să fie plătite și toate aceste lucruri se rezolvă. Trebuie doar să le luați în Dacă ordine. sunteți singuri, atunci aceste cărți indică faptul că dacă voi sunteți armonioși și relaxați și vă trăiți viața frumos, sunteți sănătoși, atunci șansele sunt reale ca voi să puteți avea o relație tradițională, așa cum vă doriți voi. Este vorba despre îmblânzirea bestiei astăzi. Și avem trei de monede: parteneriate, bani care vin către voi, colaborarea cu cei din jurul vostru. Poate este vorba despre un proiect pe care îl aveți la locul de muncă, pentru care trebuie să luați o hotărâre. Aveți parte de sprijinul și suportul cuiva foarte stabil, care poate cunoaște procedurile acolo. Trebuie doar să vă temperați un pic astăzi. Să vedem pentru Taur, ce ne spune energia? Voi aveți aici regele de monede, Capricornul. Iată că este vorba poate despre carieră pentru unii dintre voi sau despre autoritate. Aveți foarte multe responsabilități astăzi și va fi foarte important să le prioritizați. Să aveți grijă la cum vă faceți lista de priorități, astfel încât să nu vă epuizați prea tare. În altă ordine de idei, s-ar putea ca partenerii voștri să aibă ceva provocări cu sănătatea sau să fie nevoiți să plece la niște drumuri sau să fiți nevoiți împreună să rezolvați niște lucruri astăzi. Foarte important să gândiți foarte realist. Suntem sub elementul de pământ. Pentru zona de serviciu, aici aveți capacitatea să țineți lucrurile sub control, atât că trebuie să aveți în vedere faptul că s-ar putea să vreți să faceți mai mult de atât. Fecioară, o doză de perfecționism, s-ar putea să cereți astăzi niște lucruri sau să vreți niște lucruri pentru a scăpa de o grijă, sau dacă aveți de luat niște hotărâri, trebuie să fiți atenți la toate micile detalii. Să vă gândiți la toate detaliile. Vreți să faceți o excursie, asigurați-vă că totul este limpede pentru voi acolo. Dacă vorbim despre relații aici, voi și partenerii voștri, unul dintre voi sau partenerul vostru, vedeți unde vă regăsiți, aveți tendința de a vă impune punctul de vedere. Capricornul este autoritatea, iar fecioara este angajata. Deci Capricornul este șeful și fecioara angajatul. S-ar putea să fiți puși într-o ipostază în care fie să lăsați de la voi, fie să vă treziți într-o postură în care vreți neapărat să faceți ceva și să îl tratați pe celălalt cu superioritate. Să aveți grijă la aceste lucruri. Dacă vorbim despre persoane singure, aici voi vreți neapărat o persoană care să fie într-un anume tipar conservator. Uite, soarele și eremitul. Și pare că vă apasă această singurătate, însă atenție la gândurile voastre. Acesta este Mercur în Săgetător. Asta înseamnă cartea asta. Și Mercur în Săgetător este un Mercur iute care trage foarte repede concluziile. Vreți să scăpați de această singurătate și puteți scăpa. Atenție însă, pentru că aveți niște cerințe și acele cerințe
poate nu se mulează perfect pe societate sau pe vremurile în care trăim. Și într-o oarecare măsură vorbim despre tradiție, despre zonă de confort, dar undeva trebuie să schimbați și voi ceva la voi pentru a avea parte de aceste lucruri pe care vi le doriți voi în acest moment prezent. Mai departe, regele de cupe. Veți reuși astăzi cu foarte multă empatie și cu foarte multă flexibilitate. Avem doi regi aici, regele de monede și regele de cupe. Apa care modelează pământul. Dacă aveți vreo provocare cu cineva sau vă duceți la o instituție, aveți nevoie de ceva, vorbind calm și cu empatie, cu înțelegere, fără a genera acolo conflicte, veți rezolva niște lucruri. Pe de altă parte, veți avea o situație sau există probabilitatea să aveți o situație în care să luați o hotărâre, inima vă spune ceva, mintea vă spune ceva sau situația vă cere altceva. Și va trebui să faceți o alegere în acest sens, dar uite, atenție la detalii. 6 de monede ne vorbește despre o situație care poate fi generată acum, să vă descurcați cu ceea ce aveți la îndemână în acest moment, pentru că ulterior puteți reveni asupra acestei decizii. Este o energie bună și în relații. Dacă lăsați un pic de la voi acum, s-ar putea să genereze o zi mai bună decât dacă v-ați impune punctul de vedere. S-ar putea pentru unii dintre voi aici să fie o discuție pentru copiii voștri, cum vă împărțiți, cum se alocă astăzi responsabilitățile în cuplu. Dacă sunteți în acea perioadă de separare, este o posibilitate, uite, fix astăzi sau începând de astăzi, de mică reconectare pentru voi cu partenerii voștri, însă atenție că aici cineva ține la ceea ce a spus. A spus ceva și își urmează cuvântul sau a făcut o promisiune, a făcut un jurământ și se ține de acela. Încercați să treceți un pic peste sau să gândiți foarte limpede, foarte realist astăzi. Pentru gemeni, să vedem ce ne spune ziua. Berbecul. Fie aveți legături cu un berbec, fie la voi este vorba despre niște programări care se tot amână, despre niște lucruri care tot întârzie să apară, să devine concrete în viața voastră. Veți avea până la urma urmei un răspuns, dar s-ar putea răspunsul la ceva anume, la ce vă gândiți voi în acest moment prezent, să fie cu două opțiuni. Sau dacă lucrurile întârzie să apară, mai aveți o alternativă, fie că vorbim despre achiziția de casă, fie că vorbim despre serviciul vostru. Temporar, niște lucruri poate nu funcționează bine, pentru că în acest moment energia este de așa natură. Îl avem și pe Chiron acolo în berbec, care ne spune că ori de câte ori nu ne merge ceva, trebuie să învățăm să privim la alternativele care ni se oferă sau să găsim noi alternative. Cuvântul nu este o soluție. Să vedem mai departe. Jupiter și casa 7, niște contracte care poate nu generează suficient venit. Jupiter este o energie benefică care, uite, extinde pentru voi în acest moment lucrurile. Veți avea parte de abundență, veți putea construi, veți putea face niște achiziții, atât că în acest moment lucrurile sunt un pic răsturnate și este nevoie de un pic de timp pentru a se regla, fie niște conturi, fie niște răspunsuri de la o autoritate. Pentru alții dintre voi puteți primi o ofertă, o notificare, o veste bună din partea unei instituții sau din partea unei companii, din partea cuiva, nu știu, un magazin care vă dă un voucher, este ceva mare, da, o instituție mare, care vă bucură, vă oferă abundență. Dacă vreți să vă cereți scuze de la cineva, astăzi este un moment bun. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie niște migrene care vă dau bătaie de cap astăzi. 10 de spade. Se încheie până la urma urmei o așteptare, dacă sunteți singuri. Aici există o tendință de ușoară superficialitate, fie a voastră, fie a oamenilor care ar putea să vă curteze în acest moment prezent și s-ar putea ca nu asta să fie potrivit pentru voi, să intre cineva așa subit în viața voastră, pentru că așa cum vine, așa și dispare. Va fi important să alegeți să vă echilibrați, pentru că până la urma urmei aveți o șansă.
Asul de cupe. Aveți o șansă să întâlniți pe cineva la nivel medical. Este o regenerare. Este un pansament. Poate fi gastric. Este o durere de coloană care s-ar putea să vă apese, pentru care trebuie să luați o hotărâre. Poate să mergeți la un doctor. Dacă sunteți în perioada aceasta de separare, poate fi vorba aici despre o împăcare. Mai durează puțin. Este vorba despre o hotărâre a cuiva care nu ține de voi, nu puteți controla această situație. În relațiile voastre, dacă sunteți stabili, aici este vorba despre faptul că unul dintre voi este foarte, ia uite ca și la berbec, ce interesant, unul dintre voi este foarte axat, foarte ocupat pe viața personală și de acolo s-ar putea să iasă provocările sau micile discuții din acest moment prezent. S-ar putea să vă treziți cu vreun ultimatum astăzi sau să răsară așa de nicăieri din partenerul vostru o idee de ultimatum, că sunteți voi prea ocupați, sau poate voi simțiți că ai voștri parteneri sunt prea ocupați și vreți mai mult timp pentru casă. Vreți să-și reducă timpul de stat la serviciu sau viceversa, ei vă spun asta. Moartea, transformarea. Situația în care sunteți se transformă, este o închidere de ciclu și uite, regina de cupe. Veți trece peste lucrurile astea, soarele vă aduce vouă astăzi o reevaluare, oportunitatea să reglați niște conturi, să faceți un bine. Această zi vă aduce vouă un bine, un bine din partea cuiva sau voi veți face un bine, veți face ziua mai frumoasă cuiva sau cineva vă face vouă ziua mai frumoasă. Pentru rac. Avem Jupiter din nou. Jupiter este în exaltare în rac, ceva vești bune, ceva vești bune pe partea financiară, poate fi o creștere financiară sau trebuie să luați o hotărâre, dar care pe termen lung are un impact foarte profitabil în viața voastră, o creștere de venituri. Avem Cioara, amintiri, să vă amintiți ceva sau un mister, o situație se soluționează, un contract se poate semna, ceva noutate, veți avea parte de o surpriză foarte bună, de ceva benefic voi aici, mai ales în zona financiară. La nivel emoțional, s-ar putea să aveți parte de o surpriză, să vă conectați cu cineva foarte drag astăzi, fie cu partenerii voștri de viață, astăzi este așa o energie foarte misterioasă, foarte bună, foarte jucăușă, fie dacă sunteți singuri, poate apărea așa o sclipire a cuiva din jurul vostru, poate apărea o idee despre o amintire din trecutul vostru legată de cineva, când v-ați simțit așa că plutiți, dar energia era totuși cumva toxică, iar dacă sunteți în perioada de separare, aici energia vă susține să vă detoxifiați, să alegeți, să vă îndepărtați de ceea ce trăiți acum pentru ca binele să intre în viața voastră. Avem Cavalerul de Monede, niște oferte stabile, niște rezultate concrete, niște soluții foarte palpabile, bani, ceva concret se întâmplă astăzi, uite, Racul și Faetonul, progres, și Faetonul și Jupiter aici vorbesc despre progres, despre evoluție, despre faptul că reușești ceva, uite, numărul 22, reușești să obții un aviz, reușești să semnezi un contract, reușești ceva, vei vedea niște semne, o situație care se soluționează. Și în zona relațiilor există progres, există aici voie bună, există bucurie, există niște bani care vă intră în casă. Pentru cei separați, vi se spune îndepărtează-te, îndepărtează-te puțin și privește obiectiv la lucrurile pe care tu le trăiești acum. Asul de monede care a ieșit în primă fază întors, exact cum am spus, sunt niște situații care așteaptă să fie rezolvate și se vor debloca deodată, așa ca turnul, deodată. Veți avea parte de niște surprize foarte plăcute, de niște evenimente foarte avantajoase, de niște oferte, ofertă de muncă. Puteți cunoaște pe cineva, de bani de la partenerul vostru, sunt lucruri bune care sunt atrase aici de voi și de conștiința voastră. Pentru Leu, ce aduce această zi? Inima. Vorbim despre o alegere care va fi
luată din inimă sau veți avea tendința să gândiți cu sufletul astăzi. O bucurie care se poate îndeplini. O bucurie dacă, uite, avem corpul și inima, dacă aveți vreo afecțiune în zona aceasta a inimii. Are legătură cu iertarea. Corpul fizic vorbește despre cauzele noastre emoționale. Poate fi vorba despre o decizie astăzi, să iert sau să nu iert pe cineva. Poate fi vorba despre a ierta pe cineva la locul de muncă sau a ieși dintr-un conflict la locul de muncă. Vorbim despre împlinire, dar este o hotărâre aici pe care voi o luați, care are legătură, ia uite, cu împăcarea. Posibil pe voi astăzi să vă apese ceva de genul vreau să știu oficial dacă mai am o șansă să mă împac cu cineva sau nu. Sau vreau să știu care este răspunsul dumneavoastră oficial dacă vorbim despre o instituție oficială, un răspuns oficial de la locul de muncă, despre ceva ce vă bucură sufletul. Este o energie care înflorește astăzi, ceva bun înflorește în sufletul vostru astăzi. În relațiile voastre de iubire, lucrurile par să se regleze într-un anume punct, în urma unei decizii. Aici a ieșit o a treia persoană, dar a treia persoană care poate fi o terță cauză, o terță instituție. A treia persoană poate fi serviciul partenerului vostru. Pentru această zi, puteți cunoaște pe cineva, dar atenție să nu vă încânte foarte tare persoana respectivă și ea deja să fie într-o altă relație și voi să nu vă dați seama de asta, pentru că e lumea aici. Pentru alții dintre voi este împăcarea cu cineva, vă doriți să vă împăcați cu cineva și sunt niște șanse de reușită, dar din nou, acest al treilea element aici poate fi un serviciu care vă încurcă, poate fi distanța, poate fi o adicție pe care persoana asta o are sau poate fi realmente o a treia persoană acolo. Avem roata destinului care spune că este o chestiune de timp până când lucrurile se vor liniști. Uite, tărâmuri îndepărtate, poate fi ceva legat de străinătate sau de această stare de izolare, de separare. Dacă între voi și o persoană dragă vouă stă ceva astăzi, o a treia persoană sau serviciul sau ceva anume, și aveți acest sentiment de izolare, acest sentiment este ținut de voi în conștiința voastră și vă puteți elibera de această trăire. Este o trăire pe care voi o țineți aici inconștient. 9 de monede, niște bani care vin către voi, vă revin banii în cont unora dintre voi, vă puteți găsi un serviciu alții dintre voi. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, dacă sunteți singuri și v-ați despărțit de cineva anume, aici există o chestiune care blochează această împăcare și până ce această chestiune, acest blocaj nu se rezolvă, șansele sunt mai mici acum, dar aveți totuși o opțiune să alegeți să fiți bine. Uite, se încheie un ciclu de singurătate pentru voi, se încheie o apăsare la locul de muncă, se încheie o lipsă de bani, vin niște bani pentru voi către voi astăzi și veți avea oportunitatea să faceți ce vă doriți, uite, direct leul. Veți avea oportunitatea sau aveți puterea sau aveți de ales între această stare de tortură mentală și puterea de a vă îndepărta de ceva. Dacă vorbim despre serviciu și treburi oficiale, s-ar putea să fie nevoie să luați o hotărâre să schimbați ceva în viețile voastre pentru a avea parte de lucruri mai bune, alt serviciu. Aveți o decizie importantă de luat și voi. Asul de monede. Un lucru concret. În urma unei hotărâri pe care voi o puteți lua, începând de acum, veți vedea rezultate concrete, rezultate palpabile. Veți ști realmente pe ce pământ pășiți. Pot fi decizii care au legătură cu străinătate, decizii care au legătură cu profesia voastră, cu banii voștri, cu relația voastră și căminul vostru. Asul de monede și 9 de monede duc către familie sau către stabilitate, către împlinire. Aceste lucruri aici sunt toate posibile pentru voi, începând din acest moment prezent sau când vă uitați voi la acest clip, pentru că până la urma urmei vorbim despre vibrație. Să trecem la următorul semn. Pentru fecioară, să vedem despre ce este ziua voastră. Avem cioara, amintiri, să ne amintim.
putere magică, un nou eveniment care se poate întâmpla și o modalitate foarte isteață de a ieși dintr-o provocare. Dacă te confrunți cu o situație în acest moment prezent și simți că ești blocat, mai există o cale prin care poți soluționa. Asta spune ziua. Și vei vedea semne, vei vedea cumva că vei găsi acea soluție într-un mod foarte natural și organic. Este vorba despre niște principii, despre valorile de familie, s-ar putea în legătură cu familia ta să ai de soluționat niște chestiuni astăzi. Și uite, paradigma, mentalul colectiv, acest instinct de turmă. Dacă în mod normal, nu știu, oamenii fac ceva anume și asta știi că se face, tu poți astăzi să găsești o soluție unică, o modalitate unică prin care să rezolvi ceea ce te apasă. Și cheia, faptul că poți rezolva acest lucru. Atenție pentru unii dintre voi dacă aveți provocări cu corpul fizic, dureri musculare, coloana. Există soluție. Pentru voi aici vine o soluție genială, vine acea șansă. Veți avea o șansă remarcabilă, trebuie doar să fiți atenți la niște lucruri. Veți avea parte de o surpriză importantă, de un deznodământ fericit aici sau pentru a soluționa ceva. O situație în care vă regăsiți acum, trebuie să gândiți în afara cutiei. Să vă uitați bine, bine, bine la toate lucrurile și să faceți ceva inedit. 10 de spade, veți ieși dintr-un stres, veți ieși dintr-o situație foarte stresantă. Există o modalitate prin care să ieșiți dintr-o situație stresantă și la nivel de relații. Pare a fi o zi bună. Astăzi răbdarea este cheia. Dacă sunteți singuri, să aveți răbdare pentru că au existat aici cauze care v-au dus în această postură, să spunem, de singurătate, dar soarele face aceste semințe să crească și semințele sunt investiția voastră. Trebuie să fiți atenți la timpul pe care îl investiți astăzi sau la energia pe care o investiți astăzi și în ce anume. Regele de cupe. Vine iubirea, vine o iubire magică dacă sunteți singuri. La momentul potrivit, toate aceste lucruri se întâmplă într-un timp divin, atunci când toate aceste lucruri sunt posibile pentru voi și se pot întâmpla. Cineva poate investi astăzi. Uite, veți vedea că partenerii voștri de viață astăzi parcă nu sunt ei, parcă sunt mai maleabili, parcă sunt mai drăguți, parcă depun un efort, vă ajută, vă întind o mână de ajutor, vă oferă un sfat, un sfat la care voi nu vă gândeați, vă spun ceva, ceva la care voi nu v-ați fi gândit în mod normal. Este vorba și despre serviciu. Puteți avea parte de sprijinul cuiva foarte darnic, foarte armonios. Trebuie doar să fiți foarte cumpătați. Astăzi este o zi în care lucrurile se întâmplă toate la timpul lor. 6 de bâte. Este doar o chestiune de timp până când veți rezolva. Este doar o chestiune de timp până când veți sta de vorbă cu cineva, cu cine vă doriți voi acum. Este doar o chestiune de timp până rezolvați această perioadă în care poate aveți mai puțin de lucru și ar trebui să aveți mai mult de lucru pentru că banii se duc sau nu vă ajung. Este doar o chestiune de timp și puteți face toate acele lucruri pentru că aici, prin sufletul vostru, veți vedea că rezolvați lucrurile. Trebuie să cereți ajutorul, poate unii dintre voi, o energie masculină vă poate ajuta. Partenerul vostru de viață vă poate ajuta, la locul de muncă veți avea un câștig de cauză, dacă așteptați niște bani care păreau că nu intră în cont, vor intra, este o zi foarte bună. Pentru balanță avem vărsătorul în poziție întoarsă, dar este energie de aer aici și în vărsătorul regăsim acum pe Pluto și vom avea și conjuncția în care este implicat guvernatorul vărsătorului, o chestiune inedită. Atenție în primul rând la curentul electric, nu vă apucați voi de reparat prize și întrerupătoare astăzi, în primul și în primul rând, dacă aveți de făcut reparații prin casă cu ceea ce ține de circuite. Sau atenție la aparatele electrocasnice. În altă ordine de idei aici este o decizie importantă care are legătură cu niște instituții mari de stat, cu niște instituții mari, pot fi de orice natură, cu o autoritate. Pentru a avea succes cu o autoritate, trebuie să vă retrageți emoțional din acest lucru, să gândiți foarte realist astăzi.
Orice ați vrea să spuneți, gândiți foarte pragmatic și realist. Din nou răscrucea de drumuri, din nou numărul 22. Veți avea o alegere foarte importantă de făcut. Aveți alegeri dacă să mai faceți niște drumuri sau nu, dacă să mai continuați niște relații sau nu, sau dacă să mai continuați ceva anume, un loc de muncă sau nu, care pare că este cumva redus sau lucrați la capacitate minimă și acest lucru vă afectează veniturile, casa, bunăstarea. Ideea este că apare o oportunitate. Uite, un moment de aha prin care voi să faceți un parteneriat sau prin care soluția pe care o așteptați, de unde o așteptați voi, pentru că l-avem pe doi care este parteneriat, să fie una foarte bună care vă avantajează foarte tare. În relațiile voastre puteți avea parte de acest moment de aha, de descoperire, să înțelegeți de ce partenerii voștri de viață sunt așa evazivi sau poate par reci. Nu par reci, sunt doar poate mentali și pierduți în gândurile lor în acest moment prezent și ei la rândul lor pot avea acest gen de provocări, de venituri reduse în această perioadă sau de provocări în casa lor. Pot fi chiar și provocări de sănătate aici. Vedeți, atenție la curentul electric astăzi, la orice circuite, chiar și la mașină. Pe de altă parte, vorbim despre o soluție pe care o puteți găsi dacă vorbim despre șef, serviciu, instituții bancare, instituții cu autoritate. Uite, un început, o situație care se resetează. Se resetează ceva aici. Dacă voi în acest moment vă regăsiți într-o situație și considerați că sunteți în pierdere, acea situație se remediază și va fi și mai bine după. Uite, o creștere neașteptată, va fi și mai bine după. În zona relațiilor, dacă sunteți singuri, aveți o hotărâre foarte importantă aici de luat despre cum să vă schimbați starea, despre cum să vă trăiți viața acum și să vă transformați viața, să profitați de fiecare secundă pentru a investi în voi și în sufletul vostru. Și veți vedea că această atitudine vă aduce oportunitatea de a cunoaște pe cineva în relațiile voastre. Veți vedea că niște lucruri se reglează, că lucrurile renasc, o iau de la început, se remediază o situație, că nu este timp investit degeaba. Alții dintre voi poate așteptați o remunerație sau veți avea impresia că nu sunteți plătiți îndeajuns sau este vorba despre o pierdere, o pierdere care se soluționează, uite, 6 de spade. Este timpul în această zi să lăsați lucrurile să decurgă mai degrabă de la sine pentru că se rezolvă mai bine. O soluție, o vindecare, o modalitate prin care să găsiți răspunsul potrivit. Cineva vă dă un răspuns potrivit și ia doar timp de gândire. Dacă sunteți în perioada de separare, această persoană a ales în acest moment această separare pentru că într-o oarecare măsură să știți că fuge de o confruntare. 10 de bâte, oboseală fizică, atenție, luați lucrurile așa cum sunt și binele din toată povestea. Dacă lucrați la capacitate minimă acum, să spunem part-time sau, nu știu, serviciile voastre au fost folosite mai puțin, profitați de acel moment pentru a vă regenera la nivel de sănătate pentru că era nevoie. Această corvoadă, această povară va fi în scurt timp înlăturată și uite, va trebui să reporniți motoarele la forță maximă, la putere și capacitate maximă. Această perioadă se transformă și se încheie. Veți fi din nou repuși în funcție sau repuși în funcțiune așa cum a fost cândva, când cel mai probabil a început Mercur retrogradarea. Pentru Scorpion, avem astăzi situații neprevăzute, ceva legat de o luptă de putere pentru care fie trebuie să fiți mai determinați să spuneți ce aveți pe suflet, o teamă, o frică. Traversați o situație în care toate fricile voastre sunt activate și reactivate. Avem Arcana 20, judecata. Este vorba despre o luptă de putere în care lumea își împrăștie vina de la unul la celălalt. Sau poate fi vorba despre o revenire, despre o soluție. Mai reveniți un pic asupra evenimentelor care s-au întâmplat în viața voastră, pentru că fie nu aveți vizibilitate complet în poveste, fie aveți doar o bucată din adevăr și ar trebui să vedeți
De aici, din vârful acestei clădiri, toată imaginea, vă lipsește o bucată de adevăr sau s-ar putea, pentru unii dintre voi, să aveți de-a face cu niște persoane care fie nu sunt ele obiective sau voi nu sunteți obiectivi într-o anume situație. Avem aici o persoană care vă ajută, cineva va depune un efort să rezolve o situație, să vă întindă o mână de ajutor, vă întreabă ce faceți, cum vă poate ajuta. Iar voi va trebui să fiți foarte flexibile astăzi, veți avea creativitate, veți avea modalități foarte ingenioase prin care să rezolvați o problemă sau trebuie să gândiți foarte rațional. O despărțire temporară pentru unii dintre voi, o situație care în acest moment este pusă pe pauză, care s-ar putea unora să vă afecteze sănătatea, dar din nou este vorba despre o alegere. Pentru alții dintre voi este vorba despre un medicament, o soluție care vine pentru voi și către voi acum, pentru ca voi să rezolvați lucrurile. Pajul de bâte aici vorbește despre o intenție și despre voință. Fie nu vreți, fie cineva nu vrea, fie a fost o chestiune de voință sau o abordare foarte imatură în provocările pe care le aveți voi acum. Dacă aveți provocări la serviciu, cineva s-a purtat imatur sau o persoană de la care nu vă așteptați vă ajută astăzi să rezolvați o provocare. Dacă vorbim despre relațiile voastre și lucrurile parcă au deraiat așa de la cursul normal, vorbim despre temperanță, despre împăcare, despre lucruri care se pot soluționa, dar într-o modalitate foarte calmă. Să judecăm corect. Despre corectitudine va fi vorba astăzi pentru voi aici. Și lucrurile veți vedea că se soluționează de la sine. Dacă sunteți singuri, o alegere, este o alegere pentru unii dintre voi în acest moment. Este foarte multă pasiune, foarte mult avânt, foarte mult aplomb acolo al vostru. Să faceți niște lucruri, fie unii dintre voi inconștient vă doriți să fiți singuri, fie unii dintre voi de fapt sunteți singuri, dar vă doriți să revină cineva cu care voi ați avut o relație, dar acum ceva timp. Poate fi vorba despre revenirea cuiva aici, da, dar este o persoană care în acest moment alege separarea de voi. Împăratul luptă pentru putere, dar și curaj să treceți peste... Ce probleme ați avea voi astăzi? Pentru voi este o zi despre cum îmi stăpânesc gândurile. El este foarte stăpân pe situație, foarte stăpân emoțional și foarte pragmatic. Această zi vă aduce vouă pragmatism și capacitatea sau oportunitatea să vă stăpâniți gândurile și să luați decizia cât mai obiectiv. 10 de monede. Poate fi vorba despre ceva ce are legătură cu casa, cu copilăria, cu familia, cu soțul, cu soția, cu partenerul de viață, cu un copil. Poate fi vorba, da, aici sunt niște lucruri amestecate, dar nu toate ingredientele au fost ale voastre. Sunt mai mulți oameni implicați aici în poveste și veți rezolva această situație prin a vă controla emoțiile. O călătorie, un drum, o inițiativă a cuiva care astăzi dă roade. Vă bucură o inițiativă a cuiva. Un drum care vă aduce beneficii, un drum care vă aduce bani. Regina de spade. Cineva a spus nu aici sau cineva trebuie să spună nu aici. Să fiți foarte raționali, vedeți? Dacă vorbim despre situații legate de relațiile voastre, să vedeți de ce ați spus nu înainte, de ce ați ieșit din ultima relație, spre exemplu, dacă sunteți singuri, pentru că de aceste răspunsuri depinde un nou început și puteți avea un nou început cu altcineva. Există cineva aici dornic să vă cunoască în relațiile voastre. Atenție că s-ar putea să fiți cam tăioși unii dintre voi sau partenerii voștri sau familia voastră să fie abordat mai rece subiectele. Fiecare le are pe ale lui. Uite, vorba dulce mult aduce, este fix arhetipul vostru și veți avea parte de niște soluții astăzi. Un început nou în relația de iubire, mai ales dacă sunteți divorțați sau separați, un început nou dacă sunteți singuri și n-ați fost căsătoriți niciodată sau o împăcare cu soțul, cu soția, se armonizează lucrurile, se îngroapă această secure a conflictului și începeți de la zero. Aici împăratul poate fi un șef cu care ați avut această altercație, dar dacă vă imaginați că nu vă mai găsiți alt serviciu, vă găsiți, uite, apare, puteți schimba șeful, se poate schimba șeful astăzi. Pentru săgetător, să vedem.
Nodul celtic, iubire necondiționată. Grădina, ceva legat de chestiuni oficiale, de autoritate. Veți avea sprijin, veți rezolva o chestiune care are legătură cu autoritățile și vor fi lucrurile făcute foarte corect. Pentru alții dintre voi, în relația de iubire, dacă nu vă așteptați, să știți că cineva aici se gândește să treacă la următorul nivel de relație cu voi. S-ar putea să primiți o cerere în căsătorie astăzi sau ceva să vă surprindă. Apoi, pentru alții dintre voi, este vorba despre comunitatea voastră, unde veți fi bine primiți. Dacă vă temeți să vă mutați, veți fi bine primiți. Dacă aveți în gând o relocare și nu știți cum va fi acolo, veți găsi sprijin, veți găsi o comunitate, nu vă veți simți singuri. Pentru cei care aveți relații deja formate, aici relația voastră astăzi va merge bine. Se pare că veți fi ocupați cu niște chestiuni din astea oficiale, fie primiți niște invitații la diverse petreceri, fie unii dintre voi veți face niște drumuri pentru niște acte, dar răspunsul este afirmativ, soluțiile sunt pozitive, niște soluții, niște hotărâri pe care voi le luați astăzi, veți primi un răspuns afirmativ. 8 de cupe. Vă îndepărtați de o perioadă de așteptare. Primiți un răspuns. În sfârșit primiți un răspuns. În sfârșit rezolvați ceva. Aici poate fi o complicație la locul de muncă cu șeful sau cu șefa, prin care voi să spuneți că lucrați prea mult. Soluție care vă ajută și vă avantajează și pe voi. Eremitul. Și veți avea spațiu pentru voi și pentru viața voastră, pentru cei care sunteți singuri. Aici există ceva toxic. Ați fost singuri pentru că poate unii dintre voi sunteți feriți. Sunteți feriți de expunerea aceasta publică în care pot veni către voi fel și fel de personalități, fel și fel de oameni care de fapt nu sunt buni pentru voi. Și pentru a intra într-o relație nouă este nevoie de foarte multă răbdare și de foarte multă conștientizare. Ce avem aici? Cavalerul de monede. Un lucru concret. Puteți cunoaște pe cineva. Cei care sunteți în relații deja formate, aveți o soluție, un act, ceva concret în mâna voastră, se rezolvă ceva, ce v-ați tot obosit să faceți sau ce v-ați tot gândit să rezolvați. Cei care sunteți în perioada de separare, persoana asta traversează o perioadă cu poteci abrupte și în acest moment este mai bine să vă vedeți de drumul vostru. Și 10 de spade, pentru că se încheie un ciclu, pentru că v-ar fi epuizat. Alții dintre voi sunteți posibil epuizați, ați lucrat mult de acasă, în casă, pentru casă, la serviciu și aveți nevoie de odihnă. 7 de monede. Aveți nevoie de odihnă, de o mică pauză, de vacanță unii dintre voi. Pentru alții dintre voi așteptarea i-a sfârșit. Dacă așteptați ceva, uite, ceva ce v-a nedumerit, ceva ce v-a apăsat, ia sfârșit și veți putea alege, veți putea lua o hotărâre sau hotărârea care se ia vă avantajează și pe voi. Soluția care vine către voi este avantajoasă și pentru voi sau hotărârea pe care o luați voi duce către un răspuns, către cineva care acum își asumă o discuție cu voi, o responsabilitate. Așteptarea i-a sfârșit. Pentru Capricorn avem cartea, ceva ce este ascuns, misterul și cunoașterea, niște informații pe care le aflați astăzi. Atenție că unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să luați o hotărâre, dar în necunoștință de cauză, să o luați așa orbește sau legați la ochi. Sau, dacă nu știți toate datele, dacă nu aveți toate informațiile, astăzi mai bine nu luați o hotărâre, pentru că este mai bine așa pentru voi. Turnul. Uite, guvernul, instituții, corporații, chestiuni legale sau experiență. Folosiți-vă de experiența voastră de viață astăzi, pentru că intuiția vă va spune ce să faceți și cum să abordați o problemă. Pentru alții dintre voi este, simt că mi-a scăzut activitatea, simt că mi-au scăzut veniturile, simt că m-am plafonat. În cazul în care
Aveți acest gen de trăire în acest moment prezent. Este nevoie de un curs, este nevoie de evoluție, este nevoie să vă documentați în această direcție. Oh, aici avem o carte care vorbește despre toate zodiile, despre toate posibilitățile. Voi nu că aveți o singură variantă, aveți mai multe variante. Aveți putere astăzi să accesați niște informații, să găsiți o soluție pe care înainte nu o vedeați. Tornada, atenție la starea vremii pentru unii dintre voi și pentru alții dintre voi este o soluție, o schimbare, ceva ce vă poate tulbura, ceva din ceea ce nu știți voi vă poate tulbura sau să primiți o veste care poate nu vă convine și are legătură cu resursele împărtășite, cu banii celorlalți, cu contractele deja semnate, niște datorii, niște taxe sau cu niște chestiuni legate de facturi, să vă vină niște facturi. Însă, pentru casă, da, niște cheltuieli pentru casă la care nu vă așteptați. Poate fi despre curent electric, despre pană de curent, la mașină, la fel, despre circuite electrice. Încercați să vă păstrați calmul astăzi pentru că veți soluționa. Uite, mama, situația aceasta se transformă. Păstrați-vă puterea, discernământul și capacitatea de a judeca limpede. În zona relațiilor voastre s-ar putea să apară așa o discuție astăzi cu persoana dragă, să nu știți de unde a venit, de unde a răsărit. Aici este o chestiune legată de maternitate, este o chestiune legată de jumătate, este o chestiune legată de faptul că poate partenerul vostru trece prin niște stări pe care nu le identifică, se confruntă cu niște situații despre care voi nu știți și dacă vreți să rezolvați această stare de tensiune dintre voi doi, este nevoie de empatie și să vă stăpâniți voi emoțiile, să fiți voi astăzi împăratul, cel așezat, cel întreg la minte, ca să spun așa. Dacă sunteți singuri, dacă ar apărea acum cineva fix acum în viața voastră, ar fi atât de confuză energia încât v-ar zgudui puțin sau poate aveți parte de o surpriză plăcută pentru că avem și soarele. Să revină în viețile voastre cineva din trecut, neașteptat, dar să vedeți cum vă face să vă simțiți, pentru că nu este neapărat echilibrată situația. Uite, să fiți împăratul. Să vă controlați emoțiile astăzi și asta va fi cheia succesului pentru voi. Cineva s-ar putea să vă împiedice pe la locul de muncă să aveți parte de o victorie sau considerați voi că vreun șef, vreo șefă vă zguduie așa, vă afectează prin acțiunile sale viața voastră personală. Poate fi acest lucru, dar cu minte foarte sclipitoare, foarte înțelept. Foarte stăpâni pe situație, veți rezolva o problemă. Poate fi vorba despre un copil cu care să aveți astăzi o treabă de rezolvat, să vă simțiți așa mai tulburați de acțiunile lor și puterea. Veți avea puterea să treceți peste aceste lucruri, nu vă îngrijorați, partenerii voștri de viață vă văd în continuare atrăgători, traversează niște situații de avalanșa emoțională, dar în interiorul lor lucrurile stau bine, trebuie doar să vă temperați voi. Dacă sunteți singuri, puteți fi foarte, foarte cuceritori. S-ar putea oamenii din jurul vostru să se cam teamă pentru că aveți o aură foarte puternică. Iar dacă sunteți în această perioadă de separare, aici sunt niște obstacole și în acest moment pentru voi mai bine este să vă concentrați atenția către voi în mod direct. Pentru vărsător, ce ne spune această zi? Crucea și un final, spiritualitatea și ghidare divină. Simțiți că aveți o pierdere, aveți o dorință care pare că nu se îndeplinește și care are legătură cu această autoritate. Ori vă simțiți voi ignorați, aveți o stare emoțională mai ciudată, mai apăsătoare și simțiți că nu contați în viața cuiva sau pentru cineva anume, ori aveți pur și simplu un moment din acesta de răscruce de drumuri în care important este să luați hotărârea cea mai aproape de sufletul vostru, precum vă spune intuiția. Avem aici crinul. O soluție. Rezolvați o situație. Situația în care sunteți ajunge la un final, se deslușește un mister, se rezolvă ceva ce vă apasă și avem armăsarul.
emoții foarte puternice, vedeți? Aveți grijă să nu luați lucrurile foarte personale astăzi și harmăsarul este cumva ca împăratul. Trebuie să vă stăpâniți emoțiile astăzi, indiferent de lucrurile care s-ar întâmpla. S-ar putea să spuneți partenerilor voștri de viață, astăzi nu am chef de nimic, astăzi am chef doar de mine și este ok așa. Pentru cei care sunteți singuri, trebuie cineva să fie foarte atras de voi astăzi. Dar atracția asta fizică nu vine din vibrație neapărat înaltă. Dacă sunteți în cupluri, aici s-ar putea să vă ciocniți în idei cu partenerii voștri, dar există și soluții pentru argumente, există și soluții pentru această tornadă emoțională. Dacă sunteți în perioada aceasta de separare, să nu abordați lucrurile foarte abrupt, pentru că până la urma urmei, uite, aici este o chestie a predestinării. Se întâmplă niște lucruri și voi ajungeți într-un parteneriat. Fie la locul de muncă, o colaborare vă strânește astăzi, vă displace. Priviți lucrurile înțelept, vă faceți treaba și plecați acasă. Fie în cuplu, este vorba despre o altercație, o stare emoțională, o mică discuție pe care o aveți. Stăpâniți-vă emoțiile și totul va fi bine. Dacă aveți provocări pe partea aceasta de sănătate, vedeți că depuneți foarte mult efort sau nu sunteți suficient de echilibrați. Undeva există o privare de odihnă aici și veți avea o victorie. Această zi pentru voi este cu soluționare, chiar și cu încasarea unor bani. Cineva s-ar putea să vă reproșeze astăzi că, nu știu, vreți să dețineți voi controlul, regele de băte. Da, s-ar putea să există o luptă pentru putere aici sau să fie această voință de fiere a cuiva care vă displace, voi versus o autoritate din viața voastră. 9 de cupe. Până la urma urmei vi se dă dreptate sau veți vedea că lucrurile se liniștesc puțin și că veți reuși niște chestiuni legate de această autoritate. Pentru a lua cea mai bună hotărâre trebuie să știți ceea ce vă doriți exact. Pare a fi o altercație cu șeful sau cu această autoritate din viața voastră. Vă displace ceva, vă displace o structură, vă displace o regulă, vă displace un deznodământ. Până la urma urmei obțineți voi ceea ce vreți. Regina de monede. Veți pune lucrurile pe făgașul normal. Poate fi vorba despre niște bani, poate fi vorba despre niște acte, poate fi vorba despre timp. Veți obține până la urma urmei ce vă doriți voi exact. S-ar putea să fiți ușor vulnerabile astăzi, să vă prindă cineva slăbiciunea. Însă nu vă neliniștiți pentru că lucrurile vor ajunge acolo unde trebuie și veți fi bucuroși până la urma urmei. Pentru pești, ce ne aduce această zi? Oh, ca la balanță, cred. O soluție. Sau vă aveți un conflict cu o autoritate. Vă displace ceva, vă displace părerea cuiva care susține foarte puternic punctul de vedere. Și asta vă aduce o stare de tensiune, o ușoară iritare astăzi. Dar să știți că nu va dura mult. Este ceva ce veți alege voi să încheiați. Aveți puterea să ieșiți din această stare, din această problemă care vă displace și vă necăjește. Uite elefantul, aveți puterea. Încercați să fiți blânzi, să nu vă enervați. Încercați să lăsați lucrurile să se întâmple de la sine, mai degrabă, să nu vă implicați în niciun conflict, chiar dacă cineva vă atâță, vă împinge, vă stresează, caută atenția voastră, regina de cupe. Poate fi o energie de tip scorpion sau situația care se transformă. S-ar putea cineva astăzi să vină așa pe capul vostru și să vă agite. Ignorați această poveste și încercați să fiți voi cel care își păstrează cumpătul, pentru că până la urma urmei iese soarele. Va trece această zi și este doar o zi. Nu alocați energie acolo unde nu este cazul. 10 de spade, treceți peste acest conflict și peste această stare de stres, uite, și se face lumină. Veți putea discuta cu calm dacă aveți vreun conflict cu cineva, uite, cu șeful, cu o autoritate, cu cineva important din viața voastră. Această situație se
eliberează. Ăsta este Mercur în Săgetător și Mercur în Săgetător spune că repede, repede veți soluționa ceva. Ori cineva anunță că pleacă și vă ușurează viața, ori vă lasă în pace pur și simplu sau aveți voi oportunitatea de a întoarce spatele, de a nu vă angaja într-un conflict. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, aici s-ar putea să fie o dispută despre cum facem, să nu vă convină ceva, se disipează acea energie negativă dacă sunteți singuri. Aici există oportunitatea de a cunoaște pe cineva și de a nu vă mai întoarce în același punct. Fie să vă împăcați cu cineva, fie să cunoașteți pe cineva nou, dar să fie complet nou, altă vibrație, altă energie. Trei de cupe, bucurie. Această zi, până la urma urmei, vă aduce bucurie. Chiar dacă începe așa mai ciudat, până la urmă vă bucurați. Trei de băte. Aveți soluții și perspective, veți vedea că se deblochează o situație, veți vedea că vă uitați, analizați, încă nu e gata. Deci nu vă lăsați afectați de lucrurile acelea, pentru că este doar temporar ceva în care vă regăsiți voi acum, dar situația va căpăta alt sens, deznodământul va fi altul. Patru de monede. Este doar o pauză sau aveți nevoie de o pauză și în alta preoteasă. Urmează să aflați niște lucruri care deblochează o situație, urmează niște evenimente care deblochează această situație, urmează o discuție care va avea loc, care vă scoate din acest impas, urmează o semnătură care este mult așteptată și așa mai departe. Deci totul este temporar, păstrați-vă calmul. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!